Acest program vă este oferit de Superbet. Campionatul mondial de fotbal a ajuns la ediția cu numărul 22, cea din Qatar. România e iar absentă, deși pentru multă vreme a făcut parte din elita fotbalului mondial. Sunt Daniel Nazare și am crescut cu o echipă națională mai mereu calificată, capabilă să scoată lumea în stradă de bucurie. Astăzi încerc să aflu ce a avut România la primele sale 7 calificări la mondial și ce îi lipsește acum. Discutăm cu fotbaliști, cu istorici și cu oameni de cultură. Toți avem un singur gând. Hai România! Campionatul mondial de fotbal 1994, ediția cu numărul 15 a acestui turneu, s-a ținut în Statele Unite ale Americii din 17 iunie până în 17 iulie 1994. FIFA le-a ales pe Statele Unite ca gazde în iulie 1988. Brazilia a devenit atunci prima țară care a câștigat 4 trofee de campionat mondial, după ce a depășit Italia în finală cu 3-2 după executarea loviturilor de departajare. După prelungiri, scorul era 0-0, așa că a fost prima finală de campionat mondial din istorie decisă la penalturi. La mondialul din 1994, România a înregistrat cea mai bună performanță a ei de până acum, atingerea sferturilor de finală. Dar preliminariile au fost complicate, victorii chinuite cu Cipru, eșec dureros cu Cehoslovacia și o victorie dramatică la Cardiff cu Țara Galilor. Au fost anumite momente când am avut o contribuție extrem de importantă în drumul nostru către mondialul din 94. Au fost golurile alea cu Cipru, care ne-au condus cu 1-0. Dar chiar dacă era un adversar accesibil, au venit și practic am văzut o echipă care a făcut un marcaj de ăsta om la om, așa, la 6-7 jucători ai noștri au stat acolo, au stat așa pe două linii, foarte compacti, agresivi. Ne-au dat un gol la o fază, la un corner, la ceva, nu mai țin minte ce a fost. Dar pe urmă am reușit să întoarcem și ăla a fost un rezultat, două goluri în care, într-adevăr, au fost importante. A mai fost golul la Super cu Belgia, ăla e golul meu de suflet, cel mai frumos, din punctul meu de vedere, cel mai frumos gol. Acolo m-am bătut ca lumea ca să ajung să fiu titular. Da, în primul rând am plecat de la Mallorca pentru că nu jucam. Era o problemă cu străinii. Întâi m-am dus la Standard Liege și mi-am dat seama că nici acolo nu o să joc. Portarul lor titular era Bodart, care în perioada respectivă era accidentat și era al doilea portar de la echipa națională. Și stai seama că nu jucam. Dacă el își revenea și începea. Și eu mi-am dat seama, eu vreau să joc pentru că asta... Să prinzi echipa națională? Da, ca să pot să merg la campionatul mondial din 94. Și am venit la Rapid. Și... Da, dar mintea mea nu era altceva decât să joc la campionatul mondial și m-am antrenat pentru asta și am și jucat foarte bine, dovadă că am reușit să prindem cu Rapidul când am început mini-returul respectiv, că mai erau 13 etape din retur înaintea campionatului mondial, tocmai ca să se termine mai devreme, să mai jucaseră etape în iarnă și în cele 13 etape de pe locul 11 am terminat pe 4. Prinzând cupele europene atunci la Rapid. Și a fost au fost meciuri extraordinare, am luat puține goluri, am reușit cu Rapidul să câștigăm meciuri importante. Da, ca fiecare. Cu Busuiocu? Da. Dar era de undeva, ai preluat? Mama mea mergea la biserică, da. Mama mea chiar credincioasă, mergea, se ruga pentru mine. Și cum era, cam asta era. Și eu țineam foarte mult la chestia asta. Și da, am jucat cu Busuiocu. Pentru că, în primul rând, el avea nevoie de liniște. Și dacă mă vedea pe mine liniștit și că eu fac lucrurile bine, el era liniștit. Înțelegi? Și vrea să mă vadă sigur. Asta a contat cel mai mult. Și... În rest, nu era, pentru că aveam asimilate deja informații. Momentul decisiv al acelei campanii a fost după 2-5 cu Cehoslovacia, când am fost la un pas să pierdem calificarea sau la măsuri dure după acel meci. Au fost două momente cruciale, într-adevăr. Schimbarea, acea usturătoare înfrângere și aici la Kostiță, împotriva Cehoslovaciei, împotriva lui Scura, Vicile juca jucători foarte buni.
Dubovski care de da, Dubovski era un jucător și în apărare, mi se pare foarte bun, care cred că deja jucau în Spania, în sfârșit. Da, acolo a fost într-adevăr un moment de răscruce, în sensul că Mircea s-a hotărât să schimbe antrenorul și evident că a făcut bine, nu pentru asta nu-i vreau, nu că nu-i vreau bine lui Nea Cornelinu, care a fost un antrenor fantastic pentru mine și am învățat foarte multe lucruri, dar evident în fotbal trebuie să ajungi la asemenea decizii. A fost o decizie importantă și chiar eficientă, după care, da, până la capătul acestei campanii a fost acel meci destul de complicat. Au fost și momente mai puțin bune în campania, dar până la urmă am reușit să ducem campania asta la final cu meciul ăla e un meci de referință pentru mine, meciul de la Cardiff. Mi-a fost foarte teamă, știam de această încărcătură, de altfel știți foarte bine că meciul a întârziat, a fost o tragedie acolo, a întârziat cu vreo 30 de minute. Ei doreau foarte mult să ajungă acolo, aveau mari șanse să se califice pentru că jucau pe stadionul lor, noi aveam nevoie chiar și un egal, dacă nu greșesc, ei aveau nevoie de victorie. E bine, s-a întâmplat să câștigăm, recunosc și printr-un noroc, într-o doză de noroc foarte mare, pentru că a fost ca în fotbal, e chestie ca și în viață, chestiune de chestie de un centimetru, de doi centimetri, de o secundă, de nu ca în atletism, deci o mie. Cardiff a fost de asemenea un moment extrem de delicat. La 1-1, penalti pentru galezi. Mingea trimisă de Boden se duce în bară, iar Duciuiu marchează câteva minute mai târziu pe contraatac. Este prima oară, recunosc, m-am îmbătat într-o manieră grosolană. De bucurie. De bucurie. Am băut mult whisky pentru că era eu care nu băuse niciodată și m-am reîntors la hotel toată noaptea, deci de bucurie. Da, e adevărat. Într-un pub am mulți jucători am sărbătorit și este, cred că, prima oară când m-am bătasem. Nu știa cei de la Milan, pentru că dacă ar fi știut ar fi fost un dezastru. Da, am nevoie de două zile să mă refac. De altfel, i-am spus doctorule că am avut niște probleme de digestie. Deci, da? Da, deci e adevărat. După care, e adevărat, acel moment a fost foarte important. Eu cred că fiecare am avut rolul nostru în echipa aia. Bun. Da. Adică, nu știu, Hagi și Răducioiu s-au ridicat la un nivel extraordinar la Mondialul din 94. Hagi, din punctul meu de vedere, trebuie să câștige titlul de cel mai bun jucător al turneului, dacă l-așteptam și noi să mergem în semifinale cu Brazilia. Nu știu, la meciul Columbia, Hagi și Rădăciu au făcut diferența, s-au ridicat așa cu nivel peste toți care am participat la eveniment, columbieni și români. Meciul cu Statele Unite a ieșit Dan Petrescu, clar că a fost și momentul la meciul cu Argentina în care încet început să mă simt și eu bine, mai ales la meciul cu SUA, chiar dacă nu am avut așa o evoluție, cum să spun eu, în care să fac diferența, pentru că lumea era obișnuită cu mine să fac diferența, nu să fiu acolo, să închid, să fiu activ, să fac faza defensivă sau asta, nu erau pentru mine. Lumea, eram perceput ca jucătorul care trebuie să facă diferența. Și până avem meciul cu Argentina în care, într-adevăr, mi-au ieșit foarte multe lucru și mai bun meci al meu la echipa națională și la cel mai înalt nivel. Ba da, mi-a fost frică primul meci, la fel. Columbia. De ce? Pentru că, am mai spus, primul meci la un campionat mondial este cel mai important. Să câștigi primul meci, să ai acea încredere, să-ți dea acea încredere, să ai această forță, să-ți conștientizezi, naibii, suntem buni, am câștigat cu Columbia, am câștigat, nu știu, cu cine ar fi fost, Elveția, Argentina, vreau să zic. Deci primul meci a fost foarte important. Mi-a fost frică la începutul meciului, am mai spus atâtea ori. Am văzut atâția columbieni, această atmosferă copleșitoare. Am zis, mamă, știam campania lor din preliminarii. Aveau într-adevăr niște jucători extraordinari în față. Deci acest trio, nu știu, patru jucători de la Valderrama și Rincon cu Asprilia și cu Valencia. Într-adevăr. Pentru meciul din optimile Cupei Mondiale din 1994, Puiu Iordănescu nu se putea baza pe Florin Răducioiu, suspendat. În locul său a intrat Ilie Dumitrescu, mutare care s-a dovedit a fi mai mult decât inspirată. Nu, pentru că dacă aș fi jucat, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Așa poate a fost să fie. Ilie în forma respectivă. Da, și poate Ilie, într-adevăr, aveam nevoie ca Ilie să explodeze, aveam nevoie de Ilie, ca Ilie să fie jucătorul pe care îl cunoșteam din preliminarii, din anii trecuți. Altfel, Ilie,
Am luat două galbene în mod inconștient, mai ales cel cu Statele Unite. M-a certat foarte mult Neapui Iordănescu la meciul cu Statele Unite, când am câștigat cu 1-0. Da, dar nu-mi pare rău, pentru că băieții au făcut un meci extraordinar și iată, absența mea nu a fost deloc, să zic, simțită. Nu, chiar nu-mi pare rău. Ce-a urmat, îmi pare rău. Încă mai ai coșmaruri? Da, am coșmaruri. Bine, oarecum. Anghel Iordănescu a început partida de pe Rosbol din Pasadena cu Florin Prunea în poartă. Dan Petrescu, Daniel Prodan, Miodrag Belodedic, Ionuț Lupescu, Gică Popescu, Dorinel Munteanu, Gică Hagi, care era și capitan, Ilie Dumitrescu, Tibor Selimeși și Gică Mihali. Au mai jucat Costel Gâlcă, a intrat în locul lui Hagi, și Corneliu Papură în locul lui Ilie Dumitrescu. Mă gândesc și acum suntem, ați văzut, a început campionatul mondial din Qatar și în Rusia și unde naibii a fost în, peste tot în anii ăștia, în Germania. Normal că retrăiesc și eu așa un pic mondialul, ca, evident ca suporter acum, dar mi-aduc și eu aminte, ce puteam să și eu să ajung acolo în primele patru, poate de ce nu în finală, nu puteai să știi. M-a făcut de altfel Croația. Croația a fost o surpriză incredibilă în anii 98, acum în 2016. 2016, da. Deci, da, am această durere un pic în suflet, această mâhnire, această că n-am puteai fost să mai... să faci mai mult decât să dai două goluri? Nu cred că puteam să fac mai mult. Am transformat și penaltiul. Nu, trebuia să fim mai atenți la, într-adevăr, la acele momente teribile, teribile. Acele momente de final în care ne-a lipsit acea concentrare, acel sânge rece, acea, cum ei au avut, ei au avut. După care, într-adevăr, cum a zis cel de sus, naibii, îți dă, dar până când să-ți dea. Ne-a dat până când și penaltiul ratat de mild a fost, măi, ce vreți să vă mai dau mai mult? Dați naibii, da, incredibil, incredibil. Pe 3 iulie 1994, România avea să obțină cel mai important rezultat din toate timpurile. O victorie cu Argentina, scor 3-2, în optimile de finală ale Cupei Mondiale. Poate claca. Și noi cred că anumite momente în apropiarea câțiva jucători au clacat. Da. Aspectul mental este unul dintre cele mai importante. Nu descoperi eu, știți foarte bine că este ceea ce gândești și ceea ce gândești, evident că corpul după aia te ascultă, dar ceea ce gândești, starea ta mentală să fie cât mai, nu este simplu, cât mai bună, cât mai pozitivă, cât mai sigură de tine. Eu, într-adevăr, am acei ani, 2-3 ani, care n-au fost mulți la națională, într-adevăr, datorită lui Milan, luace Milan, pregătirii fizice, psihologice, tactice, m-a ajutat foarte mult să fiu cel care am fost la echipa națională în acei ani. Datorez mult lui Milan și ce am acumulat, experiența aia, am dat-o pentru țara mea, pentru acest tricou galben, sincer. Deci o spun foarte sincer. Cel mai frumos moment al naționalei noastre rămâne acel meci cu Argentina. Toate generațiile se vor raporta la acest meci, indiferent de an, indiferent de moment. Acest program v-a fost oferit de Superbet.